Profesorul Alexei Nesteruk de la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie, astrofizician și autor al unor importante cărți despre dialogul dintre teologie și știință, s-a întâlnit astăzi cu conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Întrevederea a avut loc la invitația Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filozofie și Știință din cadrul facultății. Oaspetele a fost primit în noua cancelarie de Părintele Decan Ioan Moldoveanu, împreună cu conferențiarul Adrian Lemeni, directorul Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Filozofie și Știință, și profesorul Ștefan Trăușan Matu, de la Universitatea Politehnică din București, în calitate de colaborator al centrului. În cadrul discuțiilor a fost accentuată ideea că atitudinea de a pune în legătură cunoștințele științifice contemporane cu teologia eclezială nu trebuie să fie fundamentată pe o curiozitate academică, ci pe necesitatea reală de adaptare la condițiile unei lumi aflate într-o rapidă schimbare datorită avansului științific și tehnologic. De asemenea, a fost subliniată necesitatea unei atitudini de mărturisire a specificului tradiției ortodoxe în cadrul dialogului dintre teologie și știință. Profesorul Alexei Nesteruk se află în România cu prilejul unei tabere de tineret de la Mănăstirea Oașa, județul Alba, unde a susținut o conferință despre legătura dintre teologie și fizică. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mucenic Fanurie. Cu acest prilej, Biserica Greacă Schimbarea la Față din Constanța și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Credincioșii prezenți la slujbă au avut posibilitatea să se închine și la un fragment din Maștele Sfântului Apostol Andrei, adus spre închinare de la Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei. La final, pentru credincioșii prezenți au fost pregătite peste 350 de pachete cu alimente. Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi și pe Sfântul Cuvios Pimen cel Mare. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual prin oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, numit și Ava Pimen, în Patericul Egiptean, a fost un mare ascet și părinte duhovnicesc, care s-a nevoit în pustia Egiptului în a doua jumătate a secolului al IV-lea și prima jumătate a secolului al V-lea. În perioada 26 august 1 septembrie, la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, se desfășoară tabăra Tradiție și Noutate. Tinerii din mai multe eparhii ale țării au fost întâmpinați ieri de părintele Tudor Georgian, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Giurgiului. În continuare, tinerii au participat la activități interactive și au prezentat portul popular și tradițiile specifice zonelor din care provin. Toți participanții au primit rechizite, echipamente și materiale necesare activităților ce se vor desfășura pe parcursul taberei. Programul cuprinde și vizite la centrele de cultură, tradiție și spiritualitate din județul Giurgiu. Academia Română va organiza sâmbătă 31 august de la ora 11 dezbaterea Zestrea noastră, limba română, manifestare prilejuită de Ziua Limbii Române. Întâlnirea va fi moderată de academicienii Bogdan Simionescu și Răzvan Teodorescu. Ziua Limbii Române se sărbătorește în fiecare an, în ultima zi a lunii august, după ce, în 2011, a fost aprobată în Parlamentul României propunerea legislativă care viza stabilirea zilei de 31 august pentru onorarea limbii noastre naționale. La aceeași dată, Ziua Limbii Române se sărbătorește și în Republica Moldova. Consiliul Județean Vrancea a început implementarea proiectului Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe Focșani, finanțat cu peste 4 milioane de lei din fonduri europene. În cadrul proiectului vor fi achiziționate, printre altele, un ecograf Doppler, ecografe portabile, aparate electrocardiograf și monitoare cu funcții de printare, seringe automate, defibrilatoare, paturi, tărgi și cărucioare pentru transportul pacienților, scaune cu rotile. Potrivit managerului Spitalului Județean, în cadrul Unității de Primire Urgență primesc ajutor zilnic aproximativ 150-200 de pacienți. România a fost prezentă cu peste 600 de titluri la cea de-a 26-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Beijing, care s-a încheiat duminică și la care țara noastră a avut statut de invitat de onoare.
Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Român, această instituție, prin Centrul Cărții și reprezentanța ICR Beijing, a reprezentat România timp de 5 zile cu aproximativ 40 de scriitori și edituri, lansări, prezentări, lecturi, dezbateri, expoziții, spectacole de teatru și evenimente culturale conexe. Standul României a avut o suprafață de 300 de metri pătrați. Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat continuă astăzi și mâine cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Joi este programată evaluarea competențelor la limba maternă. Evaluarea competențelor digitale are loc în zilele de 30 august și 2 septembrie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională în zilele de 2 și 3 septembrie. Primele rezultate vor fi afișate în data de 3 septembrie, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. În aceea zi vor putea fi depuse contestațiile, între orele 12 și 16. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie. Primăria sectorului 3 împreună cu Metropolis Film organizează în perioada 20 august-15 septembrie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Cinema în aer liber. Prima săptămână de cinema pe insula artelor din Parcul Titan s-a desfășurat cu succes, cu un public de peste 3.000 de spectatori. În săptămâna 27 august-1 septembrie, proiecțiile sunt programate să înceapă de la ora 20:30 de minute. Intrarea este liberă. Autoritățile indoneziene au decis mutarea capitalei. Decizia a fost luată din cauza faptului că actuala capitală Jakarta este supraaglomerată, poluată și se scufundă treptat, fiind pe un sol mlăștinos. Noua capitală va fi în insula Borneo. Mutarea capitalei indoneziene va costa aproape 33 de miliarde de dolari. Transferul instituțiilor publice va începe curând, mutarea finalizându-se în anul 2024.